Jurnalele RTT. Știri la fix. Un apel la 112 anunța la ora 12:40 că un copil a căzut de la înălțime. Un echipaj SMURD a pornit către liceul de artă și a fost sesizată și secția 4 de poliție despre incidentul petrecut în interiorul școlii din Brașov. Cu ocazia cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat că un elev în vârstă de 12 ani, care se afla în incinta unității școlare, s-ar fi precipitat peste o balustradă, spun unii, de la înălțimea de circa 1,5 metri. Copilul, conștient cu suspiciune de fractură de femur și dureri lombare, a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate înălțimea de la care minorul s-a precipitat și cauzele producerii incidentului. Ministrul Mediului este plăcut impresionat de grija pe care o are administrația publică locală pentru calitatea aerului și de faptul că măsurile din planul integrat de calitate a aerului se implementează constant la Brașov. Ministrul Costel Alexe și-a început astăzi vizita de lucru în municipiul și județul Brașov printr-o întâlnire cu primarul George Scripcaru, precum și cu reprezentanții administrației județene. Au participat și reprezentanții ai operatorilor de salubrizare, ai Fineco, firma care gestionează depozitul ecologic de deșeuri al orașului și al județului, ai Facultății de Silvicultură și Regiei Pădurilor Kronstadt. Am făcut o incursiune, să zic așa, referitor la problemele legate de mediu, de salubrizare, de poluare, de calitatea aerului și am făcut o scurtă prezentare din acest punct de vedere pe toate componentele. Dumnealui a vizualizat, a întrebat, a cerut clarificări, noi am prezentat problemele cu care ne confruntăm și ce avem noi nevoie din punct de vedere al nostru la nivel de administrație din partea ministrului legat de chestiuni de natură legislativă, de natură decizională. Am discutat și despre laboratoarele mobile care să fie preluate la nivelul municipiului Brașov pentru a putea să fie utilizate împreună de către Minister, Gardă de Mediu, APM-ul și municipiul Brașov. Cel mai important lucru cred că s-a axat pe ce înseamnă laboratoarele care să fie utilizabile la nivelul municipiului și a zonei metropolitane Brașov. Vă amintim, pentru că au stații de monitorizare, orașele București, Iași și Brașov sunt cotate printre cele mai poluate orașe din țară. I-am spus care sunt incoerențele legislative și decizionale la nivelul ministerului și să ne dea posibilitatea ca și administrația locală să poată să intervină sau să facă, măcar prin instituția prefectului, dacă nu acest lucru. Și am vizualizat și ce este astăzi la rampa Fineco, pentru că a fost și o prezentare din partea grupului Fineco care a fost prezent aici, graficul de execuție al instalațiilor care sunt în momentul de față în derulare, când săptămânal ce se întâmplă și când se preconizează a fi gata această montare de instalație la rampa Fineco pentru captarea mirosurilor care sunt astăzi în discuție, să zic așa. Dumnealui ne-a spus că față de alte zone din țară și alte orașe, lucrurile îi se par că la Brașov sunt chiar bune față de alte localități unde lucrurile sunt mult, mult mai grave și mult mai complicate. Din dispoziție de primar, viceprimarul Laszlo Boroboș monitorizează pe teren din 2 în 2 zile respectarea graficului de lucrări stabilit de autorități pentru operatorul Fineco, cu toate că rampa este pe teritoriul municipiului Săcele. Potrivit reprezentanților Fineco, montarea instalației de captare se estimează a fi gata până la sfârșitul lunii mai. Ministrul consideră că Brașovul este cu cel puțin câteva ture de stadion înaintea Iașului în modul cum gestionează această problemă. Am observat că sunt pași importanți pe care îi face și primăria municipiului Brașov și Consiliul Județean în tot ceea ce înseamnă problemele de mediu cu care se confruntă astăzi acest județ. Observ grija pe care o are administrația publică locală față de calitatea aerului și de la an la an, de la lună la lună, sunt măsuri care se implementează din acest program integrat de calitatea aerului, care fac să asigure brașovenilor un aer mai curat. Sunt convins că implementând măsurile din planul integrat de calitate a aerului la Brașov într-un timp cât se poate de scurt, situația se va îmbunătăți considerabil. Ministrul Costel Alexe este convins că într-un viitor foarte apropiat, Brașovul va fi unul dintre cele mai verzi orașe din România. Ministerul sprijină în momentul de față această politică și la Brașov va ajunge în acest an un laborator mobil către APM.
administrația publică de la Brașov o știu de ani buni, îmi place foarte mult cum arată municipiul Brașov. Cred că s-au făcut pași importanți și lucrurile s-au schimbat mult în bine față de acum 10-15 ani, iar comparativ cu alte orașe din țară, Brașovul chiar este un oraș foarte bine administrat. Laboratoarele achiziționate de Ministerul Mediului vor ajunge la Brașov până la sfârșitul anului. Oricum, primăria Brașov a alocat în bugetul local peste 1,5 milioane de lei pentru achiziția a 4 laboratoare care vor fi utilizate în Brașov și zona metropolitană. Echipamentele vor îndeplini toate standardele metrologice, iar lista a fost făcută în baza propunerilor consilierului primarului pe probleme de mediu, Bogdan Micu. Astăzi au fost acordate diplomele primilor cetățeni de onoare ai județului Brașov. Primele două distincții sunt primite de Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și mitropolitul Ardealului, înalt preasfințitul Laurențiu Streza. Iar această alegere nu este deloc întâmplătoare. Știm cu toții că domnul Ionel Aurel Pop este un reprezentant de cinste al Brașovului pentru cultura românească, este președintele Academiei Române, vorbește foarte frumos de locurile lui natale și de anii petrecuți în cetatea Brașovului. De asemenea, în al preasfinția sa, Laurențiu Streza este un demn reprezentant al nostru, al județului Brașov, născut în Țara Făgărașului, la Sâmbăta de Sus, lângă mănăstirea construită de brâncoveni, absolvent al liceului Radu Negru din Făgăraș. În felul acesta demonstrăm că suntem un județ puternic, un județ bine reprezentat în cultura și spiritualitatea românească. Absolvent al liceului Șaguna, președintele Academiei Române, a subliniat cu această ocazie cât de important este rolul educației pentru viitorul țării. M-aș bucura dacă tinerii care au fost azi aici, elevii, adolescenții, ar prelua această idee a școlii generatoare de valori. După părerea mea, fără o educație serioasă, nu se pot naște valori fundamentale într-o societate, nici în plan politic, nici social și, firește, nici cultural. Dacă răsădim ideea asta a școlii, și liceul Andrei Șaguna, Colegiul Național de azi, e cel mai bun exemplu, atunci nimic nu e pierdut pentru țara aceasta. Mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza, a evidențiat faptul că liceul Andrei Șaguna și-a câștigat singur locul în rândul liceelor fruntașe din țară și și-ar dori ca toate școlile să aibă îndrumători buni. Și toate școlile noastre să fie într-o atenție deosebită. Biserica se preocupă de educația tinerei generații, așa cum s-a ocupat și Sfântul Andrei Șaguna. El a făcut peste 800 de școli. Noi când avem câte o școală, două, trei, ni se pare o greutate mare. Sau și alții care se ocupă de școli simt o greutate mare de a întreține câte o școală într-o localitate. Fără școală, viitorul nostru nu știm cum va fi. De-a lungul timpului, înalt preasfinția sa a fost permanent alături de comunitatea brașoveană, fiind implicat atât în activități culturale cât și sociale. Mitropolitul Ardealului a mărturisit că și-ar dori ca pe viitor colegiul să poarte denumirea completă de Colegiul Național Sfântul Andrei Șaguna. De mult l-am dat națiunii, l-a dat Sfântul Andrei. E doar o grijă, o responsabilitate a mea ca el să-și îndeplinească menirea pentru care a fost zidit și s-a păstrat până astăzi. Suntem doar în această responsabilitate. Dacă facem și noi demersuri și s-a putea să facă și primăria și Consiliul Județean, cu toți împreună la minister se va hotărâ schimbarea acestei numiri. Conform regulamentului aprobat de aleșii județeni, titlul de cetățean de onoare al județului Brașov reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de județ. La 166 de ani de la eliberarea robilor romi,
Această etnie nu este foarte bine integrată în populația României. Romii fac parte din cele mai sărace comunități, cu mari probleme de educație, sănătate, integrare socială și de aproape orice natură. Deoarece procentul celor care au studii superioare în rândul acestei etnii este de departe cel mai scăzut, este foarte dificil pentru autorități să găsească specialiști din rândul romilor care să vină în sprijinul comunității. Pe de altă parte, romii nu au încredere în reprezentanții altor comunități, iar aceasta conduce la perpetuarea problemelor celor din această etnie. Instituția prefectului a organizat o întâlnire în care s-au discutat problemele cu terenurile pe care mulți romi își au locuințele și cele legate de sănătate. Dânșii când au venit în comunitățile respective, au construit unde au avut loc, autoritățile locale ale acelor timpuri nu le-a interzis sau nu le-a eliminat să nu le permită construirea și am ajuns acum în anul 2020 în care trebuie să găsim o soluție juridică pentru întabulare, ei să intre în legalitate cu aceste locuințe. Reprezentanții romilor care au studii universitare și și-au propus să își dedice o parte din timp rezolvării problemelor comunității întâmpină mari dificultăți atunci când au nevoie de sprijinul autorităților. Din, nu știu, totalul de 50 ceva de OAT-uri câte sunt în județul Brașov, poate noi colaborăm bine cu vreo 10-12, restul nu vor să audă de romi, nu vor să audă de reprezentanța ai romilor, nu vor să audă de partida romilor, nu vor să audă de nimic ceea ce înseamnă rom, pentru că ei nu recunosc că în localitatea lor trăiesc comunități de romi. Deoarece mulți romi se declară români la recensământ, comunități foarte mari, cum este cea din cartierul Săcelean-Gârcini, ajung să numere doar 450 de romi, în loc de peste 8.000, cât sunt cu adevărat. Autoritățile europene au realizat ce se întâmplă și cer primarilor să comunice numărul exact al cetățenilor de etnie romă, pentru a putea crea programe și proiecte dedicate lor. În zona Onyx încep lucrări de modernizare a rețelelor de apă din fonduri europene. În perioada 24 februarie-7 martie vor avea loc lucrările anunțate de compania APA în această zonă din centrul Brașovului. Mai precis, va fi montată o conductă nouă de distribuție a apei potabile din fontă ductilă, cu diametrul de 400 de milimetri. Vor fi afectate de lucrări parcările, trotoarele și zonele verzi aflate în zona blocurilor turn de pe bulevardul Griviței, numerele 68 și 70. Compania APA îi roagă pe proprietarii autoturismelor să elibereze locurile de parcare pentru a permite accesul utilajelor în zonă. La întâlnirea autorităților brașovene cu ministrul mediului s-a discutat și problema urșilor, care își fac apariția în orașele și satele județului. Regia pădurilor Kronstadt și-a prezentat cele două proiecte importante cu această ocazie, parcul dendrologic și complexul pentru urși. S-a prezentat un proiect care este în pregătire de către Regia de Păduri Kronstadt referitor la un complex care să fie instituit la nivelul zonei Brașov cu urșii. Ministrul Costel Alexe a declarat că este foarte încântat de proiectele Regiei Kronstadt și că a pornit deja demersurile pentru simplificarea procedurilor de intervenție în cazul urșilor care sunt periculoși sau care pun în pericol siguranța cetățenilor. Mă bucur foarte mult că prin proiectul pe care îl depunem la POIM, aici în Brașov va fi construit un nou sanctuar și evident în perioada următoare vom hotărâ care va fi soluția pentru managementul acestor animale sălbatice. Pentru a afla și alte opinii corecte despre gestionarea situațiilor de urgență în care sunt implicate animale, ministrul Costel Alexe și-a încheiat vizita în județ la sanctuarul de urși Liberty din Zărnești. Audierile miniștrilor propuși de Ludovic Orban pentru formarea noului cabinet sunt o mascaradă, este de părere social-democratul brașovean Răzvan Popa. În opinia purtătorului de cuvânt al PSD Brașov, mai mulți dintre miniștrii propuși au recunoscut că au luat decizii controversate în fostul cabinet. Este o mascaradă ce se întâmplă în aceste zile cu audierea miniștrilor. Ceea ce reiese foarte clar este un sistem ticălos și am să dau doar câteva exemple ale miniștrilor care au arătat ieri că
guvernul PNL, condus de Orban și Iohannis, nu guvernează pentru români. Ministrul Câțu a recunoscut că a fost cât pe ci să șteargă datoriile de sute de milioane ale băncilor printr-o ordonanță de urgență. Popa mai spune că același ministru a declarat că a acceptat amendamente ale USR la proiectul bugetului de stat, care în opinia socialdemocratului nu sunt în interesul românilor. Popa crede că toate aceste declarații vor să conducă la alegeri anticipate care să ducă la un program de austeritate. FIS SES Race, a doua competiție internațională de anvergură găzduită în această iarnă de Poiana Brașov, s-a încheiat astăzi cu rezultate bune pentru schiorii brașoveni. Chiar dacă am avut iarna cu cea mai puțină zăpadă căzută în Brașov, în Poiană lucrurile nu au stat așa de rău, iar instalațiile de produs zăpadă au completat foarte bine natura. Astfel și această competiție s-a desfășurat în condiții foarte bune, fapt care i-a mulțumit atât pe sportivi cât și pe organizatori. Credeți după competiția asta că schiul alpin românesc are într-adevăr o șansă, așa cum și-au propus organizatorii? Schiul alpin e de 4 ani de zile pe pistă, pe pantă ascendentă, așa că e clar că are șansă. Și sper să reușim să aducem și anul viitor cursa. Unul dintre marii pasionați ai schiului, implicat în toate proiectele din Poiana Brașov legate de acest sport, Ștefan Țânț, este optimist în ce privește viitorul SES FIS Cup, ca urmare a excelentei organizări a acestor prime ediții. Am început cu dreptul, am terminat tot cu dreptul. Anul viitor avem aproape certitudinea unei participări mult mai mari. Așteptăm dublu de țări participante, atât la Children Trophy, trofeul pentru tineri, cât și la cupa de adulți, cea pe care tocmai s-a terminat acum, SES, FIS Race. După succesul organizatoric al FIS Children Cup și SES FIS Cup, autoritățile locale, Federația Română de Schi Biatlon și sponsorii se așteaptă ca aceste două întreceri desfășurate la Brașov să devină permanente. De luna viitoare, Petrică Stancu va coordona întreaga activitate sportivă de la Clubul Corona, iar Marius Feti se va ocupa de secția de handbal. Anunțul a fost făcut de primarul Brașovului, George Scripcaru, joi în ședința Consiliului Local, la debutul căreia au fost premiați sportivii de la secția de patinaj a Clubului Sportiv Brașovean. De la 1 martie, așadar, în conducerea Clubului Corona vor apărea nume noi. Petrică Stancu, un nume cunoscut în sport pentru că a condus și CSS Brașovia, va coordona toată activitatea sportivă de la Corona. De asemenea, secția de handbal a clubului va fi condusă de Marius Feti, cel care a condus CSS Transilvania. Petrică Stancu spune că este o onoare pentru el numirea în calitate de coordonator al Clubului Corona Brașov. Stancu are încredere că împreună cu antrenorii vor aduce rezultatele așteptate. Clubul Corona reprezintă de mult un club emblematic al Brașovului și sunt convins că sarcina pe care o avem în continuare este aceea de a menține acest club la cotele la care este recunoscut. În ciuda faptului că sunt câteva momente de o imagine mai puțin favorabilă clubului, aceasta va fi una din sarcinile pe care le vom avea, pentru că împreună cu colegii de la Corona am inventariat și am găsit că sunt și alte discipline care pot reprezenta o pată de culoare frumoasă în activitatea noastră. Petrică Stancu spune că publicul va avea ocazia în curând să vină din nou cu plăcere la sala sporturilor, la meciurile de handbal ale Coronei.